Ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt domnii Viorel Petcu, PSD Goș. Bună ziua, bine ați venit, domnule Petcu. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne bucurăm și de prezența domnului Mihai Paraschiv, PNL Goș. Bună ziua, bine ați venit, domnule Paraschiv. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. O să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la ultima ședință a Consiliului Municipal, acolo unde s-a votat bugetul, sigur, cu votul împotrivă a consilierilor Partid Național Liberal. Dumneavoastră, spre deosebire de ceilalți colegi, v-ați abținut de la a vota. O să ne explicați imediat de ce acest gest din partea dumneavoastră, dar până atunci, vorbind despre candidatura dumneavoastră la șefia PNL, este privit așa cam ca o ofensă adusă liderului de acum, Dan Vâlceanu, surprinde... Ayatollahului Dan Vâlceanu. Ei, dacă spuneți dumneavoastră, și așa, v-ați evaluat șansele în partid, adică cu ceilalți colegi cu care am discutat la PNL, sunt, doamne, stați un pic, mă hotărăsc după ce mi-evaluez șansele, să văd cine mă susține, cine nu mă susține, și după aceea, că n-are rost să intru într-o luptă surdă. Dumneavoastră v-ați evaluat șansele, știți pe cine vă puteți baza? Am discutat cu foarte mulți din colegii mei săptămâna trecută și pentru mine a fost o surpriză neplăcută să văd că primari cu ștate veche ai Partidului Național Liberal au refuzat să intre în această competiție electorală, nici măcar ca și membrii ai biroului politic județean. Mă refer la domnul Bobaru, nu vrea să gireze niciun fel activitatea și echipa domnului Dan Vâlceanu, domnul Cotoșman, domnul Tăloi, domnul Coiculescu, sunt mai mulți primari, domnul Vlăduleanu. Sunt oameni care au muncit pentru Partidul Național Liberal și pentru mine este un semn de întrebare că acești domni nu vor să mai facă parte din echipa... Deci nu vor partidul, nicio funcție... Nimic, nu și-au depus candidatura pentru nicio funcție în cadrul... E o formă de protest? Eu zic că da. Și ăsta a fost unul din motivele pentru care m-am hotărât să candidez. Vă bazați pe aceștia? Eu sper că da. În principiu mă bazez pe votul nemulțumiților și pe votul celor care mă cunosc. De la municipiu sunt 66 de delegați. Cred că mai mult de 75% vor merge pe mâna mea, să spunem așa. Motiv pentru care am o oarecare speranță că se va intra în turul 2. Interesant ce spuneți dumneavoastră. Întrebarea este de ce nu și-au depus ei pentru funcția de președinte din moment ce nu sunt mulțumiți de prestația lui Dan Vâlceanu. Domnule Petcu, puteți să faceți o analiză a ceea ce se întâmplă în PNL din acest punct de vedere, în baza celor spuse de domnul Paraschiv? Nu m-aș încumeta să fac astfel de analize, mai ales că este vorba de un alt partid. Problema unui om, un membru de partid, dacă candidează sau nu, e o problemă pur personală. Absolut, absolut, poate, dar nu, forma asta de protest, poate, sunteți... Nu știu dacă este vorba de un protest, nu știu, habar n-am. Suntem acum nemulțumiți, dar refuzăm orice, adică lăsăm totul să decurgă de la sine, nu ne mai interesează nimic. Nu e o formă de protest, adică nu vi se pare că oamenii poate sunt supărați, sunt frustrați? Poate să fie și altceva. Poate oamenii se gândesc că nu au abilitățile necesare de a conduce o filială județeană. Nu e... Eu cred că înainte de a intra într-o astfel de competiție, trebuie să te, în primul rând, să te autoevaluezi. Și după aceea... Mai poate fi un aspect, adică o explicație a domnului Bobaru a fost următoare. Doamne, nu intru în această competiție dacă știu că nu am șanse. Și știu că nu am șanse pentru că Dan Vâlceanu este cel care organizează alegerile în județul Gorj, da? La organizația PNL. Iar sub bagheta domniei sare, lucrurile se așează astfel încât dumnealui să fie pe mai departe președinte, să fie confirmat că el nu a fost ales, bine, a fost numit, este copreședinte ALDE. Bine, asta cu... ALDE, scuzați-mă, PNL. Nu am șanse pentru că da, organizează altcineva alegeri. Nu credeți? Este... Eu nu îmbrățișez această... Treaba asta e o problemă mai veche și în special a partidelor de opoziție. Dom'le, nu avem nicio șansă, sau de-aia ne-a bătut PSD-ul pentru că a organizat ei alegerile. Ei... În cadrul luptei interne este altă discuție. Da, nu, e altceva totuși. E altceva totuși. Adică dumneavoastră, și la dumneavoastră cam e aceeași formulă. Florin Cârciumaru probabil că are contestatari. Adică așa ar fi normal în orice partid, nu? Să fie contestatari. Dar nu candidează nimeni împotriva domniei sale, pentru că vorba e Florin Cârciumaru și nu... E o problemă de evaluare.
Dar are dreptate domnul Bobaru. Când am spus o autoevaluare, mă gândeam și la da. Să include și această variantă. Mi-e greu să cred că cei despre care ați vorbit dumneavoastră, domnule Paraschiv, nu se cred capabili să conducă organizație unui partid. Așa cum spuneam, nu cred că vor să facă echipă cu Dan Vâlceanu. Nu trebuia să candideze neapărat pentru post de președinte sau de prim-vicepreședinte. Dar este un semn de întrebare când mai mult de jumătate dintre primarii Partidului Național Liberal nu se înscriu în competiție nici măcar pentru membru al biroului politic județean. Sunt oameni care, așa cum am spus, nu s-au înscris. Domnul Modrea, de exemplu, domnul Bilea la Bolboș, sunt oameni care au muncit pentru partid și au câștigat mandatele și nu vor să facă parte din această construcție. Da. Este un semn de întrebare din punctul meu de vedere. Faptul că domnul Bobaru a amintit de cine a organizat alegerile mi-a ridicat și mie mai multe semne de întrebare. Am mulți prieteni, președinți de organizații, care au fost schimbați din funcția de președinte înainte de alegeri pe motiv că nu au avut, rezultate în organizațiile pe care le-au condus. Ulterior au fost organizații care nu și-au mai stabilit președinte. De exemplu, la Țicleni nu s-au organizat alegeri pentru că nu și-a depus nimeni candidatura. Sau scorul dezastros pe care l-a scos Dan Vâlceanu la el în comuna Runcu, unde se presupune că ar fi trebuit să aducă măcar un scor apropiat de scorul partidului. Domnul cât Vâlceanu, a obținut Dan Vâlceanu la Runcu? Din câte știu, sub 10%. A trimis oamenii apropiați să organizeze alegeri și au impus oameni care să nu fie din fostul PNL pentru a fi siguri că vor câștiga alegerile de pe 8. Dar există posibilitatea să aibă o surpriză. Da, interesant ce spuneți dumneavoastră. Da, eu oricum îi doresc succes. Vă mulțumesc. Prietenului meu și coleg de... Îl vedeți capabil pe domnul Paraschiv să se ocupe de organizație? Da, PNL este al doilea partid, chiar dacă a obținut rezultat prost, la diferență uriașă față de Partidul Social Democrat, totuși este al doilea partid. E prea mare pălăria pentru domnul Paraschiv, domnule Petcu? Nu. Din contră, eu chiar îi doresc succes. Eu sunt convins că poate să facă față... Noi ne cunoaștem din Consiliul Local. De fapt, acolo eu cel puțin l-am cunoscut pentru prima oară, nu ne-am cunoscut înainte de asta. Dar mi-a lăsat impresia unui om așezat, unui om care atunci când are ceva de spus, spune și nu, hai să spunem așa, nu vorbește pe lângă subiect. Sunt colegi de-ai domniei sale care vorbesc pe lângă subiect? În Consiliul Local? În comisie? Nu, da. Da, dar... Cred că sunt în toate partidele. Bineînțeles, nu, dar... Noi, declarație bine, acum, numai rog. Puțin. Bine, are și domnul Paraschiv, dar eu am avut o chestie când se făcea că nu înțelege de ce vis-a-vis de buget, de ce sunt estimate anumite venituri într-un anume fel. Și asta eu înțeleg. Înțeleg că a înțeles că de unde vin aceste majorări, dar se făcea că nu înțelege. O chestie cu iz pur politic. Deci făcea opoziție. Exact. Cum vedeți votul din Consiliul Local pentru buget și pentru celelalte proiecte? Dar pentru buget vorbim în mod deosebit. Deci să ne bucurăm în primul rând că la ora actuală primăria are un buget. Asta este un lucru extraordinar. Orice amânare, aici iarăși nu sunt de acord cu colegul și prietenul meu Mihai Paraschiv, orice amânare a bugetului însemna pierderi, dacă vreți, pe multiple direcții. Cum a fost votul? Votul a fost normal. Adică ați înțeles până la urmă votul împotriva al consilierului PNL? Asta este întrebarea în definitiv. E foarte greu să înțelegi un vot. Au fost pertinente pozițiile lor? Da, iar la fel mă pune să dau un verdict.
vis-a-vis de în opinia de dumneavoastră, nu este opinia partidului dumneavoastră. Lucrați în comisii cu cei de la PNL. Asta era și imediat o să vă dau cuvântul să explicați cumva de ce în comisii votați împotrivă, pentru și în plen împotrivă. Nu, deci chestia asta... Anumite comisii, nu toate. Nu, votul se exprimă în comisie și dacă coaliția, să spunem, din Consiliul Local deține majoritatea și în fiecare comisie, e normal să fie vot favorabil. Un vot favorabil într-o comisie nu înseamnă unanimitate în acea comisie. Dar, vedeți, aici au fost exprimate 3 voturi împotriva. Da? În primărie sunt 4 comisii. Nu cred că s-au nimerit să fie toți 3 și e normal să facă parte din toate comisiile consilierii din PNL. A fost vorba probabil de un vot împotrivă în comisie. Eu nu știu, domnul Paraschiv ce opinie are, dar în comisie, eu fac parte din două comisii, și președinții de la fiecare comisie m-au întrebat cum votez. Deci s-a exprimat un vot în comisie. Da, domnule Paraschiv. Cel puțin în alea două din care fac eu parte. Domnule Paraschiv, explicați, vă rog, votul împotriva proiectului de buget. Partidul Național Liberal a avut câteva amendamente la bugetul din 2017. Am considerat că s-a trecut mult prea repede peste aceste propuneri. Am considerat că nu s-a discutat suficient de mult în comisie, în ședința comună de comisii. De data aceasta, bineînțeles, fiind și cel mai important proiect de hotărâre al Consiliului Local dintr-un an, această ședință cu... Cred că a fost singurul proiect care s-a dezbătut, a durat peste 3 ore. Și ăsta a fost motivul pentru care colegii mei au votat împotrivă. Dumneavoastră v-ați abținut. În timpul ședinței de Consiliu Local, când s-a redeschis discuția pe seama acestui proiect, colegul meu, domnul avocat Bobu, a făcut o remarcă care mie nu mi-a picat deloc bine. A spus că oricum noi o să votăm împotrivă. A, deci indiferent dacă e bine sau nu, noi suntem împotrivă. Cel puțin așa am înțeles eu în momentul respectiv și votul, abținerea mea a fost tot un mod de protest și n-a fost un vot pentru buget. Așa am considerat eu în momentul respectiv că este deci bine dacă să domnul Bobun ar fi făcut acea remarcă, dumneavoastră votați împotrivă. Votam împotrivă pentru că acele amendamente pe care le-am propus nu au fost... Luate în calcul. Bineînțeles, fiind majoritatea PSD-ALDE, care funcționează bine din punctul meu de vedere în cadrul primăriei Târgu Jiu, este normal că bugetul să fie asumat de această coaliție. Am rămas surprins de poziția domnului Lădaru, care a spus că nu este de acord cu bugetul și tot asta l-a votat. Adică acolo a fost o contradicție pe care n-am înțeles-o. N-a spus că nu e de acord cu bugetul. A spus că nu este de acord mai mult cu forma în care... E construit. Nu. Deci, dumnealui în permanență aduce în discuție chestiuni de formă, de legalitate. Domnule, nu se trebuie fiecare hotărâre afișată cu 30 de zile înainte pe nu știu ce site. S-a blocat automat activitatea Consiliului Local. Bineînțeles. Zice, 30 de zile sunt chestiuni care se iau în luna respectivă. Deci hotărârile vizează luna în curs. N-ai cum să le... Da. Nu, după ce că și așa tot sistemul este birocratic. A fost o dispută pe modul în care s-a construit bugetul, cum s-a promovat, cum a fost el făcut cunoscut. Știți foarte bine la ce mă refer. Adică, de data aceasta, lipsit acea dezbatere publică, noastră chiar... E o chestie de formă. Sigur. Nu are importanță modul în care se prezintă bugetul cetățenilor și așa mai departe, adică... Ba da, mai repet încă o dată, cine vrea să se informeze, se poate informa. Asta vreau să vă întreb, cât de interesați au fost, nu știu, noastră, domnule Paraschiv, sunteți în opoziție, cei de la PSD spune, domnule, noi vă oferim toate datele, veniți și ne întrebați orice noi vă spunem. Dar noastră, cei din opoziție, ați fost cei care ați spus, domnule, nu e normal, de ce n-ați făcut dezbatere, de ce oameni, cetățenii nu și-au putut da cu părerea și așa mai departe. Chiar credeți că târgujenii sunt în atât de mare măsură interesați de modul în care sau de construcția bugetului, de proiectele care... Cred că sunt interesați pentru că sunt direct vizați de... modul de construcție al bugetului. Dezbaterile care au avut loc, ați fost consilier și în mandatele trecute, dezbaterile care au avut loc, au avut parte de participări
din partea cetățenilor? Din ce mi-amintesc, au fost cetățeni care au participat, într-un număr foarte mare. Bine, și sala unde se țin ședințe de Consiliu Local este destul de mică. Consider că ar trebui făcut într-un cadru mai larg, unde se poate să vină... Dar, încă o dată, dacă ar depinde numai de mine, eu aș purta discuții cu fiecare categorie interesată pentru aprobarea și construirea bugetului. Adică oamenii de afaceri au niște necesități, niște viziuni. Ar trebui să-și formuleze un punct de vedere. Pensionarii poate au un punct de vedere. Și deci asociații locatari. Fiecare are o anumită necesitate. Așa aș vedea o discuție pe anumite axe de... Aici trebuie să-l informez pe domnul Paraschiv, pe discuții cu asociația de locatari și așa au tot avut loc în primărie, chiar înainte de buget și s-au prezentat, sigur, printre altele și chestiuni legate de buget. Dar... Acolo discuția este foarte complexă față de ce s-a întâmplat în București, de exemplu. Primăria Târgu Jiu a accesat proiecte europene pentru reabilitările termice. În schimb, în Târgu Jiu nu a prevăzut nimeni inclusiv reabilitarea subsolurilor, care poate fi prinsă în același program. Eu am încercat să întreb despre chestia asta, reabilitarea subsolurilor, dar înțeleg că e o problemă care vizează pe locatari și pe asociații de proprietari. Păi dacă ai un proiect de reabilitare al blocului și primești 90% sau 80% sau 70% de la Uniunea Europeană, nu-i păcat să nu le faci cu aceeași cotă de cofinanțare? Mai că aici nu s-au putut rezolva. Deci sunt sigur pe ceea ce spuneți. Cunoașteți legea în direcția asta. La București s-au făcut foarte multe și în sectorul 3 și în sectorul 1, unde am prieteni care activează în Consiliul Local și acolo s-au făcut reabilitările inclusiv subsolul. Ați propus asta în Consiliul Local? N-am propus în Consiliul Local pentru că discuția e amplă, adică deja foarte multe blocuri sunt deja făcute sau terminat. Acum ca să începe altele să schimb... Nu să... Ce să schimb? Nu schimb nimic. Sunt deja depuse. Depuse, nu sunt în derulare. În procedură. Da. Acum, nu știu să vă spun... E important. E important. Era important să fie prevăzute și aceste lucrări. Probabil salvați multe subsoluri din municipiul Târgu Jiu care sunt invadate de tot felul de dăunători. Bine, ca să le vorba spun de... Probabil că reabilitarea unui subsol este o operațiune foarte greoaie și extrem de costisitoare. Da, dar fiind prins e într-un posibil, astfel de proiect, e erau... posibil să nu se fi permis. Nu știu, nu vreau să vorbesc. E posibil să nu se fi permis. Adică, să spunem, dom'le, asta este suma. Nu avem de unde în da. În care ne putem încadra. Da? Și atunci, probabil, primăria a avut de ales în a reabilita cu subsol cu tot 10 blocuri sau a reabilita doar termic 30. Nu cred că asta e diferența. Probabil ar fi fost 10 față de 15, dar asta e mai puțin important. E vorba de o... Da, e vorba de... De o viziune. La noi, vedeți, sunt multe probleme. În ultima vreme am avut discuție inclusiv cu domnul director Pătrășcoiu la Aparegio. E vorba de contorizări, e vorba de multe aspecte care se pot îmbunătăți. Bine, sigur. Și aici probabil că o să implice și primăria în acest proiect. Păi, în calitate de consilieri municipal puteți face demersuri în direcția asta, nu? Da, și no, sunt... Deci Aparegio, în calitatea ei de operator regional, are o subordonare mai un pic mai ciudățică, să spun așa. Deci ea se subordonează direct ADIA, care este o asociație în care OAT-urile, deci unitățile de administrație publică, o unitate de administrație publică este membru cu o anumită cotă. La înființare erau 5 membri fondatori, să spunem. Târgu Jiu, Consiliul Județean, Cărbuneștiu și Cărbuneștiu, nu mi-amintesc, cred că am spus până acum 4. Mai am înțeles. Încă o localitate. Între timp au aderat din ce în ce mai multe localități. Ei, subordonarea sau nefiind o subordonare directă primării, nu poți să întrebi decât eventual ADIA, dar și ADIA
prin reprezentanții. Există comunicare între dumneavoastră și aparegiu, adică nu există o fisură din acest punct de vedere. Ați putea să întrebați oricând, dumneavoastră, haideți ca să lucrăm, până la urmă puteți lucra împreună cu cei de la aparegiu, pentru că asta este o adevărată problemă și poate constitui un subiect, un subiect unei singure emisiuni, acesta legat de... Cred că nu ne ajunge o singură emisiune. E adevărat și asta. Oamenii sunt foarte iritați în municipiul Târgu Jiu vis-a-vis de modul în care procedează aparegiu la asistarea apei pe blocul și așa mai departe. Aparegiu, din punctul meu de vedere, nu greșește cu nimic. Este o societate care trebuie să-și încaseze banii. Este un abuz, domnule Paraschiv, dacă nu eu îmi plătesc factura și păi mie mi se taie apa. Păi dumneavoastră faceți parte dintr-o asociație de locatari și dacă 90% din locatari nu-și plătesc... Păi nu e nouă, poate e unul. Sau poate e unul. De asta trebuie făcute contorizări individuale. Asta spun, sigur că da. Asociației de locatari în multe probleme. În foarte multe probleme. Însă aici sunt niște chestiuni care trebuie reglementate urgent, legislativ. Pentru că asociația de locatari este o formă fără patrimoniu. Și atunci singura modalitate de a-i forța a încerca recuperarea unei creanțe este, domnule, este serviciu. Dar eu mă întreb de ce nu procedem la contorizare individuală în adevăratul sens al cuvântului. Sigur. Adică, domnule, cine l-a plătit? X. Tăiem apa. Lui tăiem, nu blocului. Asta înseamnă niște investiții cu care, bineînțeles, cetățenii din acea asociație trebuie să fie de acord. Eu sunt convins că vor fi de acord pentru că automat nu vor mai plăti pentru pierderile rețelei. Despre asta vorbim, sigur că da. Care doar nu inițiat sunt, care discuții nu sunt pe care puține. Faptul că acum se ia în calcul citirea contorului individual, nu se mai pune problema pierderilor din rețea. Astea sunt suportate automat de aparegio. Adică, domnule, în blocul X, suma contorilor a făcut 2000 de metri cubi. Contorul general indică 3 de 1000 de aia nu mai de acea 1000 de metri cubi care constituie pierdere, nu mai este responsabil locatarul. Da, e un subiect foarte sensibil care merită dezbătut. Probabil o să invit și pe cineva de la aparegiu să ne dea mai multe detalii ce se poate face în direcția asta, cum se poate investi, pentru că este o sumă destul de mare pe care ar trebui să o suporte și locatarii și cel care, operatorul, da, aparegiu. Nu știu, se poate face să știți că nu sunt sume pe proiecte, se există proiecte în direcția asta? Nu sunt sume așa mari. Domnul Paraschiv, dacă îi cereți unui angajat cu care câștigă minimul pe economie 8 milioane ca să suporte... Păi nu, că e discuția în jur de 2 milioane. Nu mai avem furnizor de apă caldă, știți care-i deci în principiu avem maxim 2 hapomete într-un apartament, că vorbim de apartamente, că acolo sunt cele mai multe locuințe. Sigur, știți care este paradoxul? De regulă sunt decuplate blocurile din zona centrală, unde veniturile familiilor nu sunt așa de salariu minim. Vedeți acolo unde omul mai pe la periferie, n-am auzit. Aia știe, băi, mi-a venit pensia sau plătesc cu tare, cu tare, cu tare. Aici... Deci zona centrală se avântă în... Apa, curentul, impozitele locale, că de obicei sunt cei mai disciplinați. Da, bine, la energie electrică și... gaze naturale este simplu, este o contorizare individuală pură. Nu te lasă să acumulezi datorii, nu ți-ai plătit o lună, a doua vine și îți tai, adică exact nu stau asta, la discuții cu... Exact, da. Asta face și aparegiu cu cel cu care are contract. Contract are cu asociația de locatari. Bine, spun că în viitorul, în viitorul foarte apropiat se vor demara astfel de proiecte pilot cu câteva asociații de proprietari care vor face o astfel de contorizare individuală. Aici în Târgu Jiu? Aici în Târgu Jiu. Aveți discuții concrete în direcția asta, constat. Da. Este foarte bine. Este foarte bine este pentru că lucrurile trebuie să ajungă la un moment dat în normalitate. Adică este absolut anormală situația și ce mi se pare cel mai crunt este faptul că aparegiu recurge la aceste măsuri tocmai în perioada verii, când situația este cu atât mai gravă. Deci, aici eu locuiesc în zona centrală și la un moment dat, cu ani în urmă, le-am propus vecinilor, pe cheltuiala mea, schimbăm
țeava de apă rece. N-au vrut. Mi-am pus singur. Nu le-am cerut, dar s-a părut atât de... am renovat apartamentul să mai... Mai sparg acolo. Nu trebuia spar nimic. Hai să ne înțelegem. Un pic de dezordine... A, deci mai este și opacitatea locată. Așa am simțit-o atunci. Foarte interesant. Foarte interesant. Spuneți-mi despre proiectele pe care dumneavoastră le-ați propus, despre amendamentele propuse de dumneavoastră la buget și ne luate în calcul de PSD. Aș vrea să monopolizăm discuția foarte mult pe tema bugetului, pentru că și săptămâna trecută s-a dezbătut foarte mult acest aspect. A fost o propunere legată de burse. Da, s-a rezolvat. Adică eu n-am mai înțeles de ce v-ați supărat pe lucrul ăsta din moment ce ați cerut 50.000, au dat... Sau 500 de mii, au dat 540 și după aia v-ați cerut dublu. N-am înțeles. Nu, triplu. Triplu ați dat? Da. Triplu s-a cerut. Triplu au cerut, pardon. Proiectul depus de consilierii Partidului Național Liberal viza bursele de performanță. Ok. Și noi ne propusesem să ducem suma respectivă strict către elevii cu medii foarte mari aici, urmând să se discute, cred că în ședința din luna aceasta, un regulament pentru acordarea acestor burse, cu care am convenit toți colegii în Consiliul Local că putem amâna fără niciun fel de problemă acel regulament. Nemulțumirea a venit din faptul că în suma respectivă de 540.000 au fost incluse și alte categorii de burse. Și așa s-ar fi diminuat foarte mult suma pe care o preconizasem noi pentru elevii cu burse foarte mari. A fost o încercare de negociere când s-a cerut acea sumă triplă, pentru că ne-am gândit că până la un moment dat o să ajungem undeva la valoarea dublă ca să stimulăm cu adevărat elevii meritoși. Adică, din punctul nostru de vedere, se poate discuta și probabil vom adopta acel regulament. Elevii care au medie peste 980, vom stabili împreună cu toți colegii și aici nu pot să-i acuz nici pe cei de la PSD sau de la ALDE de rea intenție, pentru că toată lumea își dorește să premieze elevii cu note mari și care învață. Va fi, cred că, binevenit pentru oricine. Dacă vom stabili 980, oferim 1000 de lei pe an sau 1200, cred că vor fi bineveniți pentru orice elev. E adevărat. Și cred că îi vom încuraja să învețe. Bine, la cum o spuneți dumneavoastră, înțeleg că am fost ușor păcăliți de cei de la PSD. Că dăm, dar nu dăm suma asta la toată lumea. Nu. Haideți să încercăm. Aici sunt... hai să spunem cel puțin două categorii de burse. Din unele care sunt acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și burse care sunt acordate din veniturile Consiliului Local. Da? În aceste care sunt acordate din veniturile Consiliului Local, la rândul lor, se împart în trei categorii. Da? Sunt burse de studii, burse de merit și sociale. Deci bursele acordate, acele burse de performanță acordate din bugetul de stat, din sume defalcate, așa, sunt burse care se acordă ocupanților locurilor 1, 2, 3 de la concursurile naționale acordate de Ministerul Învățământului. Pentru celelalte categorii, sigur, bursele de merit eu aș acorda doar la copiii excepționali. Am zis că din punctul meu de vedere ar trebui acordate doar copiilor care obțin media 10. Da. Timpul semestrului pentru care bursa e semestrială, bursele de studii. Sunt burse care se acordă copiilor ai căror părinți au venituri mici. Dar bursele sociale sunt burse sociale. Da. Există... Denumirea spune tot, da. Da. Ei, acum, aici îmi permis să-l citez pe domnul Nădar. Amendamentul a fost cel puțin neserios. Acum, cu triplarea sumei. Dom'le, am cerut. Că n-am fost atent la ce am cerut. Că, așa, oricum, Consiliul Local avea, sau Consiliul, Primăria avea în plan să acorde burse.
De ce spun că a fost cel puțin serios? În primul rând, amendamentele se depun scris. Hai să nu ne jucăm cu treaba asta. Când ceri ceva, o dublare, o triplare, trebuie să indici și sursa. Nu să spui, dom'le, tăiem de acolo. Aia nu înseamnă că să indici sursa. Tăiem de la, nu știu, amenajeri stradale și sau reparații stradale și amenajeri. Păi și așa de acolo a fost tăiat. Fusese tăiat. Față de anul trecut era o diminuare de vreo 30% din buget. Dacă mai tăiam încă un milion și din suma aia de vreo 3 milioane și ceva, ajungeam la jumătate față de bugetul alocat anului trecut și da, numărul de gropi din asfalt crește. Mă rog. Un răspuns? Sunt convins că și colegii de la Partidul Social Democrat au știut exact ce fel de burse am solicitat noi prin proiectul pe care l-am depus. Se face domnul Petru, înțelege? Păi da, din moment ce nu spui concret, de fapt, ce fel de categorii de burse? Repet. Elevii meritoși, care din punctul meu de vedere nu sunt numai cei cu 10, că poate sunt unii elevi foarte buni la învățătură care nu agrează educația fizică și atunci poate îl trage media în jos și atunci pentru o materie pe care nu o stăpânește foarte bine nu înseamnă că nu este un elev bun. Este o motivație, poate are 9-90. Ideea noastră era să se ia o... Să stabilim noi în regulament. Și am și discutat. Dar până la urmă suma respectivă, dacă include și celelalte... Nu înseamnă că nu vor primi acest... Discutați, da. Bine. Am mai vorbit despre subiectul ăsta, spunea și dumneavoastră, dar vreau să vă înțeleg de ce ați cerut triplarea sumei, adică nu mi se alegea concret care-i treaba. Vreți ceva, vi se dă, după aia mai vreți, vreți mai mult. Cam așa se, dacă nu dădeau deloc, puteam să înțeleg, dar dacă au dat un pic mai mult decât m-ați cerut, după aia ați venit cu triplarea sumei, e de neînțeles. Aș vrea să comentați o declarație făcută de colegul dumneavoastră de alianță, domnul Dian Popescu, spunea că, domnule, vis-a-vis de alegerile parțiale care se vor desfășura Târgu Jiu. Romanescu să nu se mai dea așa bătăios, că și așa a făcut înțelegere cu noi, cei de la ALDE și cu Partidul Social Democrat. Știți, poate, declarația despre care vorbesc? Nu știu, dar nu mă miră la Dian. De ce nu vă miră? Este declarația la Dian Popescu. În stilul caracteristic. Punct. Ce să mai comentăm altceva? Păi, poate e adevărată. Poate e reală. Poate. La fel de bine... Poate nu. Da, a spus-o așa cu o siguranță încât... Toate declarațiile dânsului sunt foarte... făcute în acest mod, cu siguranță și cu certitudine. Ați discutat să sunteți vicepreședinte la Organizația Municipală, domnule... Paraschiv. Nu. Sunt membru al biroului. Am candidat. Ați candidat pentru prim vice, nu ați fost ales? Da, și pentru altă funcție nu am candidat. Și pentru altă funcție, îmi cer scuze, rămăsesem cu impresia că sunteți vicepreședinte la Organizația Municipală. Deci sunteți membru al biroului. Dar membru, da. Spuneți-mi dacă ați discutat declarația domnului Dian Popescu în interiorul partidului. O să avem o primă ședință astăzi la ora 19 de constituire a biroului politic local. Nu cred că se poate discuta pe seama unei asemenea declarații. Este mai mult decât la ca cealma, că nu pot să o numesc altfel. Da, discuția despre înțelegerile care au avut loc de-a lungul timpului între partidele care au participat la alegeri nu este una chiar așa venită din senin. Se știe că s-au făcut tot timpul blaturi și înțelegeri și așa mai departe. Pot să mai citez? Vă rog, da. Un mare înțelept, da. Dovada. O mare înțeleaptă. Dovada. Da, nu există dovezi. Când există astfel de înțelegeri, domnule Petcu, nu există. Sunt zvonuri. Aveți o dovadă că între Lupulescu și cei de la PSD s-a făcut blat? Există o dovadă? Lucrul acesta deja este știut. Nu mai are. Păi, recunoști și dumneavoastră de la PSD, recunoști și cei de la PNL. Adică nu, chiar nu mai este un secret. Deci există în orice... Negați evidențele, dacă îmi spuneți că nu... Dom'le, eu nu știu, chiar nu știu de existența acestui blat, de altfel eu sunt un simplu membru de partid. Înțelegem, nu particip la luarea deciziilor sau nu sunt informat despre foarte multe lucruri. Dar, eu, ca simplu cetățean, dacă vreți, refuz să cred că poate să existe un blat
Între doi candidați la primărie. Păi nu între doi candidați la primărie, între doi președinți de partid. Florin Cârciumaru, Dan Vulceanu, Tudor Barbu. Aici ai blatul, nu între Lupulescu. Lupulescu a fost doar... Săgeata. Bine. Sunt speculații. Deci sunt speculații. Așa este, speculații, pentru că dovezi nu există. Cei trei probabil că nu vor recunoaște niciodată, sau cei doi, dacă au fost doar doi. Asta vreau să... Adică nu cereți dovezi în situația în care se vorbește despre... Nu cereți dovezi. Nu pot fi ele oferite. Adică, dar până la urmă, realitatea confirmă. Ce confirmă? Faptul că rezultatul obținut de domnul Lupulescu nu vă ridică niciun semn de întrebare. Dom'le, dar chiar ăștia de la PNL n-au fost în stare să dea un alt candidat care să-i onoreze cât de cât? Cât a fost scorul partidului? Mult. 4.000 de voturi. PNL-ul niciodată nu a excelat în municipiul Târgu Jiu, ca partid. Vorbim de candidat la primărie, pe persoană, da? Și toată lumea spune, domnule, dacă era Marcel Romanescu, bine, acum cred că i-ați făcut bucata și lui Marcel Romanescu, l-ați lansat în piață mult mai devreme de cum vor avea loc alegerile parțiale. Eu v-am mai spus care este. Ia că deja se vorbește de blat. Dumneavoastră spuneați că... Deci, v-am mai spus... Da, nu, eu mă gândeam că dumneavoastră mă pune... Dumneavoastră mă explicați mie care sunt combinațiile. Nu trebuie să vă explic eu, domnule Petru. Nu discut despre lucruri neserioase. Blaturile sunt lucruri neserioase? Bineînțeles, dar da, și... practicate inclusiv și, de colegii dumneavoastră. Dar și nu, domnule, asta dumneavoastră spuneți. Dumneavoastră spuneți că niciodată în PSD nimeni nu a făcut blat aici la Târgu Jiu, la Gorj? Nu, eu nu comentez lucruri pe care nu le cunosc, să ne înțelegem. Iar ideea de... Întotdeauna va fi unul care să spună, dacă eram eu, dar a făcut ăla blat cu ăla. Cam așa stau lucrurile. Da. Domnule Paraschiv, cunoașteți că de-a lungul timpului s-au făcut tot felul de înțelegeri? Hai, nu știu, sună cumva, poate vă deranjează cuvântul blat. Înțelegeri. Am înțeles. Îi dau perfectă dreptate domnului Petru. Da. Sunt supoziții pentru că nu avem cum să le demonstrăm, decât dacă unul din cei implicați într-o astfel de înțelegere ar veni și ar recunoaște-o. Singurul pe care l-am văzut că mai... Și dacă a recunoscut unul implicat într-o astfel de înțelegere? Singurul care l-am văzut că își mai aduce aminte de câte o astfel de discuție este domnul Dian Popescu, tot vorbeam de el mai devreme. Dar omul spune cu subiect și predicat. După adică 2 nu ani. Nu are nicio problemă. Sau după un an jumate. Da, s-au făcut blaturi. Uite, da, uite, și acum e blat. Că Romanescu săracu, uite, e... Păi, tot săptămâna trecută ieșea și spunea că vor avea candidat comun cu PSD-ul la Drăguțești ca să-i susțină la Târgu Jiu. Acum văd că iese domnul Weber și spune că... Da, și aici este, da, și aici este o mare necunoscută vis-a-vis de modul în care veți din poziția domnului candidații. Dian Popescu de consilier al Ministrului Energiei, probabil știe mai multe. Am înțeles că sunteți ironic la adresa domnului Dian Popescu. Fiecare înțelege ce vrea. Nu aveți încredere în copreședintele al de Gorj, Dian Popescu, domnule Petcu? Că vi se pare neserios? Da, ați spus că tu ai declarat. Probabil că n-au purtat discuții politice. Da. Domnul Petcu, așa cum spune, simplu membru, nu participă la înțelegerile. Nu, că glumește, ne-am dat seama că e ironic și din acest punct de vedere. Eu am o relație mai specială cu domnul Dian Popescu. Eu i-am spus de atunci de când a fost el ales prima dată președinte al PNL-ului că nu este omul potrivit la locul potrivit. I-am spus așa. Și de ce nu-l vedeți potrivit pentru... De ce nu cred că trebuie să dezvoltăm acum. Nu vreți să vorbiți despre partenerii de alianță? Nu. Consider că este... sau nu știu dacă veți răspunde evident la următoarea întrebare, dar dumneavoastră probabil sunteți direct interesat, spunea domnul Dian Popescu despre faptul că după ce vor avea loc alegeri la Partid Național Liberal... și după ce va fi Congresul Național, mulți colegi de-ai dumneavoastră din PNL nu se vor mai regăsi în acest partid, lucru confirmat de altfel și de alți colegi de-ai dumneavoastră din PNL. Vă așteptați să existe plecări? Nu știu și nu cred, cel puțin nu în perioada următoare. Nu în perioada foarte mulți sunt aleși, foarte mulți sunt aleși locali, dacă ar pleca în altă direcție. Nu vorbim despre aleși locali, vorbim despre persoane importante, vorbim despre primari, vorbim primarii și sunt aleși locali. Nu neapărat la zice. Consiliu mă refer. Păi nu pot pleca, ei sunt legați de partid. Știm că își pierd mandatul, dar este suficient să tragă cu PSD-ul.
Că și asta e o formă de plecare, de protest la adresa politicii duse de un anumit lider. Și nu ați fi chiar la prima încercare de acest gen. Eu poate sunt mai naiv, dar cum ar nu, putea... Nu, nu sunteți naiv, domnule Petru, sunteți ironic. Așa, cum ar putea un primar să tragă cu PSD-ul? Ei, haideți... Eu nu domnule cred, Petru, nu vă învăț eu politică și nici telespectatorii noștri. Eu nu cred că în teritoriul lui acolo un primar este Mesia. Și sunt într-adevăr, este unul dintre agenții electorali important, dar nu este singurul primar într-o comună. Hai să... Domnule Petcu, nu vă învăț nicio politică. Dovadă că... Dumneavoastră știți bine că într-o localitate primarul dă tonul. Primarul dă tonul. De aceea și când au loc alegerile locale pleacă cu prima șansă, iar la alegerile parlamentare poate face diferența la scor. Da, ținem cont că primul... Din punctul meu de vedere, nu adică, are... Adică, domnule, primarul nu are niciun rol. Nu are rol. Nu am spus că nu are, dar nu poate să aibă unul atât de... sau un rol determinant. Doamne, până la urmă, omul votează acolo, se duce și votează cum... Cum îi dictează conștiința. Sau, mă rog, cum... vedeți, noi am trecut printr-un fenomen extrem de interesant la alegerile prezidențiale. Atunci când diaspora a jucat un rol important, nu prin prezența neapărat la secțiile de vot, ci prin faptul că a îndemnat rudele din țară să voteze într-un anumit fel. Sigur, că e emoție. Eu cred că mai curând dau exemplu mamei mele. Mă ascultă pe mine decât pe primar. Și fiecare... Asta pentru că dumneavoastră faceți politică, dar poate nu, sunt oameni care nu au membri în familie care fac politică și mă ascultă de primar, nu sunt primarul. Eu am intrat în politică acum câteva luni. Deci, nu... Votul de la alegerile prezidențiale poate a fost și un semnal de alarmă și o urecheală adresată PSD-ului. Au fost niște aroganțe, ordonanța primarilor cu multe... Electoratul a taxat aroganța lui Victor Ponta și așa mai departe. A făcut câteva greșeli de exprimare și... E greu să cred treaba asta, nu. Aș fi curios ce părere aveți de celebra ordonanță migrația primarilor. Până la urmă, nu cred că este ceva corect să schimbi regulile în timpul jocului doar pentru că poți. La un moment dat... Nu. La un moment dat... hai să spunem, inclinațiile politice sau afinitățile politice, ale se pot schimba. Păi da, atunci trebuie să-i... acolo legat de glie nu, pe un om. Tratăm cu aceeași unitate de măsură și pe parlamentari și pe aleși locali. Că nu sunt unii mai special decât ceilalți. Adică au voie numai unii, dar unii nu. E cam post. Când ți se interzic multe și după aceea ai dezlegare. A fost o scurtă perioadă de dezlegare, domnule Paraschiv. Acum din partea PSD. Vot pe listă, eu așa aș vedea și, domnule, nu mai împărtășești idealurile liberale și vrei să te duci la nu știu unde, da? Nu e nicio problemă. Părăsești mandatul și vine următorul. Deci s-a petrecut treaba. Nu este corect să schimbi în cel puțin în Parlament. Cel puțin în Parlament. Nu este corect să schimbi configurația politică de la vot. Dumneavoastră spuneți că ar trebui taxată și migrația în Parlament a parlamentarilor? Da. Acum este posibil. Faceți asta. Ce? Schimbați legea în direcția asta. Statutul alesului. Nu uitați că aveți majoritate. La urmă, aveți majoritate. Puteți să faceți ce vreți în țara asta. Uitați că legea este făcută sau votată, nu făcută. Da, așa. Scuze, este votată. Și amendată, sau în primul rând amendată și după aceea votată de Parlament. În mod evident, nu cred că ar fi chiar atât de naivi încât să voteze așa ceva, încât să aprobe așa ceva, să propună o... Probabil că o să vină
cu o inițiativă legislativă în acest sens după ce voi intra în opoziție. Da, da, da. Uite, pe faceți dumneavoastră lucrul ăsta. Ar fi indicat. Faceți lucrul ăsta. Da, aveți un parlamentar la PNL, pe domnul Dan Vâlceanu, dar e un subiect discutat, ca și apartenența politică a prefecților și subprefecților. Este absolut normal, e o normalitate. Cum adică dacă ești primar și pleci, îți pierzi mandatul și dacă ești parlamentar și, cum a fost Tudor Barbu, a fost dumneavoastră coleg, a trecut pe la trei partide într-un mandat. Nu e posibil așa ceva. Politica, sunt alții cui care o faci mai până multe la urmă? Sunt alții care, ăsta e exemplu care mi-a venit în minte. Sau domnul Scalatiriza, sau domnul Popeangă. Iată că și domnul Popeangă într-un mandat a trecut pe la trei partide și cu domnul Scalatiriza. Nu e normal să faci lucrul ăsta. Până la urmă, dacă primarul plătește și tu, parlamentar, trebuie să plătești. Asta v-am spus, că opinia mea este că toți te tratați cu aceeași unitate de măsură. Pentru că eu sunt convinsă că nu și-au schimbat viziunile politice. Bine și nu e vorba de faptul că nu se mai identifică cu partidul din care au făcut parte când au câștigat mandatul. E vorba de cu totul și cu totul altceva, în lucruri pe care noi le numim interese sau situații pe care noi le numim de interes. Asigur, eu sunt mai naivă în politică în combinație cu dumneavoastră. Eu plec, dacă vreți, de la noțiunea de lider. Așa? Noi suntem într-o acută criză de lideri astăzi. Noi probabil, care? Noi națiunea. Ca națiune. Noi națiunea română. Pentru că un lider nu se impune. Un lider se remarcă și este urmat de mase. În actuala formă a legii electorale, n-aș putea spune că se impune direct, dar se propune acel lider. La primar este mai complicat, că ăla a fost propus, dar în lista de la consiliile locale și de la Parlamentul României, domnule, Gorjul are 5 deputați. În zona destinată sau alocată Partidului Social Democrat aș face 5 căsuțe și să pună ștampila pe ăla din cei 5 sau 7 cu rezerve cu tot pe care îl consideră cel mai bun. Da. Atunci s-ar putea să avem o altă, s-ar putea să vedem o altă configurație a Parlamentului. Mai aproape de adevăr și de dorințele. Mult mai aproape de dorințele, în special de dorințele electoratului. Păi, uite, o altă propunere care ar putea fi susținută în Parlamentul României și astfel încât să se procedeze la viitoarele alegeri așa. Și data trecută v-ați exprimat acest punct de vedere pertinent. Pertinent. Alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, iar mi se pare o aberație, pe care a susținut-o și Partidul Național Liberal. Sunt foarte de acord. Da, sunt convinsă că ați regretat mult și bine ulterior. Cred că au regretat-o de când au votat-o. Dar pleacă Ponta din PSD? Eu nu cred. Atunci va fi dat afară din PSD? Nici asta nu cred. Organizația de la Gorj, înțeleg că vi s-a cerut domnul Cârciumar și mai departe, domnul Weber, domnule, ce faceți cu Ponta? Ia vedeți ce faceți cu Ponta pe acolo. Știți ceva de asta? Sau nu sunt discuții la care trebuie să participați? Nu știu. Cum vedeți? Mi s-a părea o prostie? O lipsă de tact politic. Victor Ponta o cam cere, dacă e să fim sinceri. Și o caută cu lumânare, da, așa se spune în popor. Nu știu, cred că în următoarele 3 luni de zile vom asista la câteva mișcări interesante pe scena politică. Înființarea unui nou partid? Posibil, vedeți dumneavoastră, și îndepărtarea lui Daniel Constantin nu cred că a fost întâmplătoare sau o să rămână fără urmări. Până la urmă, când au făcut această construcție politică, ALDE aveau nevoie unul de celălalt. Niciunul fără celălalt nu puteau să facă pragul electoral să intre în Parlament. Domnul Tăricianu și-a văzut calul legat de gard, cum se spune în popor, și pe Daniel Constantin l-a îndepărtat încet, încet. Bine, și Daniel Constantin, dacă pleacă, pleacă cu cineva sau singur? Bănuiesc că ceva parlamentar și apropiat de domnia lui există. Ia și de la PSD? Nu știu asta. Ia și de la PNL? Nu știu, mi-e greu să aproximez așa sau să intuiesc, nu știu. Știu că are o relație foarte bună cu Victor Ponta, deși nu cred că va pleca Victor Ponta într-o construcție politică, dar e altă discuție, v-am spus. Cred că o să fie mișcări interesante, chiar în Partidul Național Liberal. Au tot existat multe subiecte, mai ales de presă, că s-ar putea scinda în funcție de cine va conduce partidul. Deci există multe scenarii. Credeți că adevărata fuziune se va încheia după Congresul Național din PNL?
Da, pentru că o să avem, cred că, primul tur de alegeri de peste 2 ani și ceva, cred că sunt europarlamentare. Până atunci se liniștesc mult apele. Domnule Petcu, se încheie să procesul să de... Să un mic sunt la final, blocan, da. Să spun că le mai trebuie 20 de ani după. Reușesc să-și dea mâna după congres sau... Nu știu, e complicat. E greu. E foarte greu. Eu am spus-o că tot am discutat aceea mult despre Dian și despre... Nu, n-ați discutat. Am încercat să analizăm situația în virtutea faptului că sunteți parteneri. Mi-aduc aminte că întâmplarea a făcut să întâlnesc pe amândoi într-un loc din orașul ăsta, la o terasă, imediat după acea fuziune. Și erau foarte mândri și foarte... Cu Elena, așa. Pătrunși de ceea ce vor face împreună. Eu le-am spus atunci, bă, vă cunosc pe amândoi, nu vă dau două luni. Și am avut dreptate. Bine, vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de astăzi. Mulțumesc. Noi ne revedem mâine, ne reauzim mâine, doamnelor și domnilor, toate cele bune.